prima dată aici la noi și a treia oară în biserică în România. Institutul Teologic Romano-Catolic Sfânta Teresa a găzduit vineri 18 aprilie 2008 la ora 16 conferința cu tematica socială Omul și Piața. Conferința a fost organizată de către Confederația Caritas România împreună cu Academia Teologică Anton Dulcovici și l-a avut ca invitat special pe cardinalul Renato Raffaele Martino, prefectul Consiliului Pontifical pentru Dreptate și Pace de la Vatican. În cadrul acestei conferințe a avut loc și lansarea compendiului de doctrină socială a Bisericii, tipărit de către editura Sapientia, cu ajutorul Confederației Caritas România și a organizației Secur Catolic din Franța. La această conferință au participat reprezentanți ai statului român, ai Bisericii Ortodoxe și ai Bisericii Catolice și ai altor culte, episcopul Cornel Damian, preoți din parohiile Arhidiecezei, călugări și călugărițe și persoane laice care au venit să afle despre misiunea socială a creștinului în lume. Cardinalul Martino a ținut în cadrul dezbaterii o conferință cu tema Compendiu de Doctrină Socială și Provocările Lumii de Astăzi. Făcut o scurtă prezentare a conținutului compendiului, accentuând că scopul principal al doctrinei sociale a Bisericii este edificarea unei societăți mai umane. Questa conferenza sul compendio è una iniziativa significativa. După conferința cardinalului Martino, a urmat apoi cea a părintelui profesor dr. Wilhelm Danke, rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic de la Iași. Părintele a prezentat compendiul ca un manifest al umanismului integral și solidar, sau spus altfel ca o gramatică a omului social, a omului care merge în viața publică, în societate, iar în compendiu găsește elementele fundamentale, criteriile, orientările necesare pe care le propune Biserica și pe care el în spirit de credință le aplică. Prezentarea structurii compendiului și detaliile tehnice despre traducere au fost oferite de către părintele profesor dr. Lucian Farcaș, profesor la Institutul Teologic de la Iași, cel care s-a ocupat de traducerea acestui text în limba română. Către sfârșitul conferinței a luat cuvântul și părintele Alexandru Cobzaru, directorul Asociației Caritas București. Părintele a făcut o prezentare a activității sociale din cadrul Arhidiecezei de București, activitate în care se oglindește aplicarea doctrinei sociale a Bisericii. Pe tot parcursul acestei conferințe, gazda dezbaterilor, arhiepiscopul Ioan Robu, a intervenit cu numeroase explicații și exemple din care cei prezenți au înțeles importanța misiunii sociale a Bisericii în lumea de astăzi. Și a putut face rost de puțină pâine și puțin vin. Știa pe de rost liturghia și a voit să facă liturghia după ani de zile să celebreze. Și cum a celebrat-o? În palmă a pus vinul, palma a devenit potir și alături a pus pâinea, o bucățică de pâine pe care pe amândouă le-a consacrat. Încheierea acestei zile s-a făcut prin celebrarea Sfintei Liturghii în Catedrala Sfântului Iosif, având ca celebrant principal pe eminența sa cardinalul Martino, concelebranți fiind arhiepiscopul Ioan Robu, episcopul Cornel Damian și ceilalți preoți prezenți la conferință. Fac un test de intervenire, va avea